De ce Baltrean Remeș s-a stins din viață în urma unei boli incurabile care a avut o evoluție galopantă. În urmă cu o zi, Remeș fusese externat la cerere din Spitalul Județean după ce aflase că medicii nu mai au cum să-l salveze. De ce Baltrean Remeș, care a ocupat și portofoliul de ministru al Agriculturii, avea 70 de ani și a fost în trecut protagonistul unui scandal de corupție care a atras o condamnare la 3 ani de închisoare. El a fost acuzat că ar fi făcut trafic de influență pentru a favoriza niște firme să obțină contracte în schimbul unor mașini de lux și produse alimentare.